Vremea va fi destul de rece în zilele care urmează. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 23 de grade, iar cele minime între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturi destul de scăzute s-au înregistrat astăzi în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperatura maximă a urcat până la 20 de grade, iar minima se va opri la noapte la 11 grade. Marți, temperaturile se mențin cam la fel în cele patru orașe din județ. Pentru Șimleu Silvaniei, meteorologii estimează o maximă de 23 de grade și o minimă de 12 grade Celsius. De o zi plăcută, dar răcoroasă, vor avea parte și zălăoanii, unde Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi de până la 22 de grade la amiază și o minimă de 12 grade noaptea. Și în Jibou și Cehul Silvaniei va fi plăcut, maxima anunțată fiind de 23 de grade, iar minima de 11 grade Celsius. Vremea se menține asemănătoare și de miercuri încolo, doar că sunt anunțate și ceva precipitații. Meteorologii estimează temperaturi de 23 de grade în timpul zilei și o minimă termică de 11 grade în timpul nopții. Joi, șansele de ploi sunt ridicate, iar mercurul din termometre va urca ziua până la 18 grade, în timp ce noaptea se vor înregistra în jur de 10 grade Celsius.